despre care Ion Mureșan, un poet despre care știu sigur că ați auzit, un poet a cărui operă reușește să facă implozie. Ce-am auzit? Să vorbea Lucia de Cobul la Mișca, m-am născut, am copilărit în Mișca, m-am născut la maternitate Chișinău Criști. Dar în Mișca sunt trei membri al unui scriitorilor, eu, Petru M.H. și Mircea M. Pop, care trăiește în Germania. Tot în Mișca a trăit, pentru că mama lui era din Mișca și bunici erau în Mișca și acolo copilărit, Titus Popovici. Și toată opera lui, personajele sunt din sat de acolo. Așa. Erau toți însetați. Da, însetați. Însetați, da. Ce ați spus? Am să citesc câteva poeme scurte, bineînțeles, din un viitor volum care va apărea în prozii. Poemele nu au titlu, am să fac doar o scurtă pauză între ele. Dimineața ne numără, desenează privirea, o lipește pe ochi. Din lumină, ziua de azi își arată colții. Marginea dinspre tine a clipei se ridică deasupra, cealaltă cu mine se lasă grea, la mijloc viața ca o apă curgătoare. Desăvârșite în toate limbile pământului, suspinele sub barcușul toamnei din toate anotimpurile. Când peretele se subțiază, trec dintr-o parte în alta să te caut. Încerc să prind din urmă ziua de azi, știrile de la TV și câteva ore de Facebook, înfiind gheara într-o lume despre care nu știu nimic. A fost joi, aș fi putut să trăiesc. Poate va trece greu, sau poate nici nu vei băga de seamă când se va sparge oglinda în care ești. M-am trezit cu o nouă jucărie în brațe, ziua de azi. Gândurile sunt pene, sentimentele aripi. Cât mă va mai ține oare cerul privirilor tale? Ador, trag întunericul peste mine, exercițiu al morții. Mai multă uitare decât înserare, mai multă moarte decât noapte, pe când se rotea o frunză în aerul cu tine. Și ultima, un pic mai optimistă, între noi noapte, sexul gândește. Gheorghe Schwarz, pentru că știu că vreți să știți cât mai multe despre el, este și profesor universitar, are și doctoratul, a ajuns la un moment dat și decan al facultății de filologie, de umaniste, se numește, da, și literatură, parcă e zis acum, nu? Așa, adevărat. Și a ajuns totuși la acest titlu de profesor universitar și la doctorat, a ajuns la o vârstă destul de matură. Avem printre noi un tânăr care este deja profesor doctor și care se numește Lucian Andrei Mocuțan și care își semnează cărțile cu pseudonimul Andrei Mocuțan. Pe lângă acest lucru, care denotă faptul că el este un băiat studios și preocupat de cercetare, Lucian este dublat și de un talent literar. A publicat până acum 4 volume de povestiri, a debutat în 2006, câștigând un concurs de proză la editura Cartea Românească, atenție, și cartea se numea Povestiri din adânci tinereți. Între timp a mai publicat încă 3 volume de povestiri despre care critica literară a scris elogios și a scris foarte mult și foarte bine.
volumul nu există cuvinte magice, a apărut tot la editura Dracu Sarte să scrie poezie. Să vedem ce părere aveți de poezia pe care o scrie el. Aș putea numai o secundă, da, să mai fac o mențiune. Nu este nimic întâmplător, este fiul scriitorului Gheorghe Mocuț. Acum mi-a stăiat tot el anul. Asta a urat cu mama. Da. Și mama scrie. Trăiesc de 3 ani cu o fantomă. Trăiesc de 3 ani cu o fantomă. Poartă pe umeri un șal invizibil, ca angura unui vas ce și-a reluat călătoria la fel de neașteptat de cum ar costase. Dragostea durează cât un masaj. Dragostea durează cât un masaj. Gât, umeri, spate, fese, picioare, în fiecare zi. Dacă încerci să te furișezi, nu mi-ai făcut tălpile. Când crezi că e ațipită, nu mi-ai făcut tălpile. Asta e toată povestea de dragoste. Rezerva de măsline. Am visat că sunt vizitat de spectrele tuturor țânțarilor pe care am omorât. Mi-au spus că raiul țânțarilor nu e așa cum și-l imaginează lumea, cu râuri de sânge și blonde. În schimb, plouă de rupe cu martinii și măsline. Au promis să adune o rezervă generoasă de măsline pe când ajung și eu. Să citesc un poem care are chiar titlul cărții, nu există cuvinte magice. Nu există cuvinte magice. Te iubesc nu are destulă forță magică, nici când s-aprindă un chibrit. Atunci când dragostea e pipa pescarului, umplută cu alge marine uscate. Se aprinde ca un candelabru de cristal, în care căldura este brusc și pentru totdeauna. Și dacă tot plouă afară, vă citesc buletin meteo. Vântul va sufla cu atâta putere, încât toate cărțile vor fi dezbrăcate de cuvinte și paginile goale se vor lipi de frunturile copacilor. Zăpada va curge din noapte, precum cenușa, într-un negativ fotografic. Polițiștii sufletului. O sirenă cântă la umbra unui nor și privește în apele dânci ale propriei vieți. Corăbile se prăbușesc lângă patul ei, privind-o cum doarme, cu fundulețul în sus și fața în pernă. Visele ei nu vor să crească la fel de mult ca dragostea marinarilor, fiindcă sirenele sunt o categorie a stării civile și lucrează pentru ei, iar ei sunt polițiștii sufletului. Mai ușoare decât visele. De fiecare dată când adorm în brațele tale, mă trezesc desculț. Un copil cu degetele mai ușoare decât visele îmi fură păpucii. Îmi place noua ta rochie. Îmi place noua ta rochie. E prea scurtă ca să ascundă sub ea povești de dragoste cu alți bărbați și n-are nici falduri care să se miște în ritmul crengilor atunci când vântul nu mai bate. Și ultimul, care se numește Alte femei. Unor femei le surprinzi farmecul doar dacă ai mașină și parcurs sute de kilometri până ajungi la ele. Alte femei sunt atât de frumoase încât ai alerga în fiecare dimineață desculți pe autostradă doar ca să te cuibărești în visele lor. Mulțumesc! Ai părerea ta? Ușor Buda a publicat până acum mai multe volume de proză și are și o carte de interviu.